Da, mă, da, bă. Când era la... Dacă până dimineața... La Rom Petrol. Mâine dimineață îți faci o piesă. Rom Petrol, e aici. Eu mâine te am la concert. Să mă sunt cu mine, la 10.000 de oameni. Am în centru Brașov, în centru Sinai. Și mi-a zis, mâine te iau... Cum am uitat că te la Rom Petrol, că Rom Petrol e de aici. Băi, știam un singur din familie, mă rog, pe partea muzicală, nu știu frate cum știe, dar pe partea muzicală eram bun pe de-astea tehnice și am stat toată noaptea să îmi orchestrez o piesă și să îmi demonstrez că pot. Și dimineața când s-a trezit eu așa, zic, tata, s-a trezit, nu se aștepta, cred că zic, uite, am făcut piesa și am dat play. Păi atunci eu mergem la Sinaia împreună, ce se mai era. Ce-ai fost? Am fost la Sinaia. Concertului este băiatul meu, l-a povestit. I-am promis că l-aduc să vă cânt o piesă dacă o facem până azi. Uitați, și eu am cântat cu 90.000 de oameni și a fost foarte interesant. Deci, a fost prima experiență pe scenă pentru tine, așa, am mai tot fost, am mai tot la emisiune. Adică a fost doar în lumea asta. Adică știi cu ce se mănâncă și cam care... Lumea asta muzicală de mic, da. Adică asta de om, de nitate, pe da, nu știu cum zic. Dar mai e piesa aia pe undeva? Nu mai vreau, nu am un fel. Nu mai știu ce piesă e. Chiar nu mai știu. Dar nu-i mai da. Îți dai seama, cred că aș râde acum dacă aș auzi piesa aia. Dar fii curios să vedem cum sună Florian Rusu la 10 ani, compozitor. A fost un moment important de o lecție. Bă, nu te pot lua doar că ești primul. Adică te iau dacă muncești și îți faci o melodie tu ție, da, nu, ce cauți? Dar vrei să-ți fac eu? Păi, adică mi s-a părut o lecție importantă. Da, ai avut vreodată vreo ambiție să-l depășești pe tatăl tău? Ca notorietate, ca, nu știu, la nivel de carieră? Deci are, cât are, 40 de ani în spate, 50 de ani aproape de când cântă. Da, nu știu dacă mi-am formulat-o așa în capul meu. Vreau să-l depășesc pe tata neapărat, dar în mod clar, într-un fel, am vrut să demonstrez că pot. Adică orice copil care are un tată consacrat vrea ca tatălui să vadă un copil o mândrie, nu știu cum zic, că eu sunt convins că e foarte mândru de tine. Da, sper. Eu încă încerc să fac mândru. Dacă e o piesă bună, dacă i-a plăcut, dacă ce nu i-a plăcut. Sunt piese la care e foarte critic cu mine, sunt piese pe care le lasez chiar dacă e critic cu mine, sunt critici de care țin cont, mult clar, că, na, multă experiență, dar pe de altă parte suntem și ușor diferiți ca amicibut și absolut firesc să fim așa. Ce piesă de-a ta îi place cel mai mult din ce ai lansat până acum? Îi place cu Dorul meu de tine, îi place și cu Reficțiune, îi place cel mai lung drum. E una din piesele mele, primele mele piese, care nu neapărat că a avut mare succes, dar lui îi place foarte mult. Și mai plac câteva care nu sunt lansate și pe care mă ceartă non-stop că bă, dar de ce mi-a zis că aia... Hai să mergem și pe felul lui Mircea Rusu și o să vedem legat de piesele astea când o să le lansez, cum o să fie. Suntem live și pe pagina de Facebook DGFM, așteptăm acolo întrebări și mesaje pentru Florian. Nu știu, de la partea voastră. Dar ești trebuie să ținem înainte sau nu mai știu. Scrii, compui, adică tot cum de tot pachetul. Nu chiar de tot pachetul, am nevoie clar de oameni talentați pe lângă mine. Într-o vreme produceam sau cochetam în producția. Ulterior, când m-am prins că e o treabă mult mai complicată decât credeam eu, am rămas doar pe compus și fac și producție, dar trebuie să am pe cineva cu care să lucrez și care să, nu știu, termine ce încep sau să lucrăm împreună. Deci nu mai implic și pe producție, dar mainly, în principal, fac songwriting, compun și cânt. Dar nu ești genul de artist care așteaptă să-i livreze cineva o piesă, el s-o cânte și să spună... Nu, dar nici nu zic dacă este o piesă cu care de curând chiar am tras o piesă, scrisă de buna mea prietenă și... buna mea prietenă și colegă Emma. Cu Bastien și cu Quick am tras, am contribuit și eu, am schimbat ce am simțit de, am simțit eu ca artist că nu mă pot confunda cumva și s-a putut să iasă piesa aia. Deci nu zic nu pieselor din afara mea, doar că trebuie să le simt foarte bine și să le dau play să zic, bă, da, mă, asta... Deci cumva trebuie să te regăsești în mesajul piesei sau să... Dar până acum
Tudor, colegul meu, și sunt mulți cu care am mai scris la piesele mele, dar cumva a pornit de la mine ideea sau am scris o bună parte din ea și am acceptat brainstorming-ul cu prietenii și colegii mei. Ce te inspiră atunci când scrii? De unde vine inspirația? Dincolo de relația frumoasă pe care voi doi o aveți? Nu știu exact de unde vine, în mod exact așa. Știu doar că momentele inspirate vin de undeva de sus, în mod clar. Pentru că nu pot să-mi explic cum mă trezesc fredonând ceva cu formă exactă deja și cu cuvinte și cu... De exemplu, refrenul la Pură Ficțiune. S-a luat cu un om dimineață și am ascultat, am auzit la un dat Pură Ficțiune și... Da, sunt momente din astea magice, uneori scriu și... Scriu și mai puțin inspirat, adică un pic mai tehnic, să zic, dar alea care ies de regulă sunt piesele care vin de undeva, ți se așează în cap și trebuie să te duci să le faci neapărat, că dacă nu simți că... Sună foarte bine. Și uite, că vezi, s-a întâmplat să fie, Pură Ficțiune, să fie un hit. Ai făcut și multe colaborări. Ai început cu așa, big time, cu o colaborare cu Mira, Străzile din București. Care e povestea piesei? Cum s-a născut asta? Străzile din București s-a născut... A fost un an și ceva... 2019, vară, iulie... Așa, bagă-te în fața camionului. A stat 4 luni sau ceva. 4 sau 5 luni number one. Mi pare că dai și în top 10 mult mai mult. Da-să-mă că am început. A început în subsolul studiului de Moga. Eram eu cu Andy Grasu și cu Bogdan, cred că. Cânta Andy la acordeon, ceva ce aducea tema de acum a piesei. Și eram acolo și zic, mamă, ce romanță, dacă am face o romanță fresh așa. Și am zis noi acolo mici, prima variantă nu era cu Străzile din București, era să mergem la mare din București, să plecăm spre mare din, sau ceva de genul ăsta. După care, na, noi am, toată lumea am zis că e o glumă, că facem noi acolo ceva. Dar ajuns acasă, timp de vreo 3 săptămâni m-a bântuit așa în cap acordeonul ăla și tot ascultam, eu trăsesem pe voice memo tot ce făceam acolo. Și la un moment dat am început să scriu alte versuri peste refren și să schițez un pic de strofă și ne-am întâlnit la studio ulterior și am zis, bă, eu am făcut o mică parte din piesa aia, dacă mai știi tu, din acordeon. Și a zis, da, cu acordeonul, da. Păi hai să o scriem, hai să o scriem. Și am scris-o împreună în seara aia. Am tras eu și după ce am tras am zis, păi eu cred că aș vrea să fie piesa mea asta. A fost mult timp cu mine doar. Am tot ascultat-o noi, am tot pus-o pe la label-uri, ne-am sfătuit. Și ai simțit o voce? Ai simțit nevoie de o voce? Nu neapărat, aici a fost flerul Mirei. Prieten fiind, a venit la un moment dat la studio și lucram noi la o piesă de-a ei și am zis, hai să-ți pun un pic ce urmează să lansez eu. Aveam vreo 5 piese gata și am zis, vreau să ți le arăți ție. A ascultat, da, asta îmi place, e drăguță, nu știu ce, și la asta cu Străzile, a stat, s-a uitat la mine și a zis, Florian, la asta trebuie să o cânt eu cu tine, zice, nu, hai să o cântăm împreună. Zic așa, zic, hai să tragem, să vedem cum ne dă, și am tras și a fost clar pentru toată lumea că așa trebuie să iasă piesa. Și a ieșit foarte bine. Pe mâine cu Străzile din București, până la pauză, vin știrile Digi FM și ne întoarcem la noi live cu Florian Rus, ne revenim. Trece, nu știu.